La Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București s-a desfășurat ieri simpozionul interdisciplinar cu tema indicații și tehnici de amputație, protezare bionică și recuperare funcțională a membrelor. Directorul general al spitalului, colonel medic conferențiar universitar Dr. Florentina Radu Ioniță. Evenimentul a fost organizat sub înaltul patronaj al Academiei de Științe Medicale de către Clinica de Ortopedie Traumatologie a Spitalului, în colaborare cu Asociația Medicală Română și Societatea Ortopedică de Protezare și Ortezare din România. Acest demers științific a venit în întâmpinarea preocupărilor și priorităților Ministerului Apărării Naționale privind asigurarea asistenței medicale de specialitate și de recuperare fizică pentru răniții din teatrele de operații sau pe timpul executării misiunilor pe teritoriul național, prin implementarea produselor proiectelor de cercetare, axate pe managementul amputațiilor de campanie și recuperarea ulterioară protezării bionice. Acest eveniment a fost foarte important pentru spitalul nostru, pentru că a demonstrat care este rolul medicinei militare în acest moment, atât la nivel național cât și internațional. Aceste tehnici sunt în premieră națională. Necesitatea lor a izvorât din faptul că au început să apară răniți în teatrele de operații care au necesară montarea acestor proteze. Colonel medic conferențiar universitar Dr. Florentina Radu Ioniță, directorul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București.